Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă întâlnire de afaceri. Astăzi discutăm despre felul în care un ONG din Bacău reușește să rezolve problema a două categorii sociale, din păcate, extrem de dezavantajate la noi în țară. Este vorba despre vârstnici și copii. Proiecte inițiate pentru aceștia, cu sprijinul comunității locale și a mediului de afaceri de acolo, care înțeleg din ce în ce mai mult că implicarea socială este extrem de importantă. Invitatul ediției este Ionuț Chiriță, de la Fundația de Sprijin Comunității din Bacău. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua! Mulțumim pentru invitație! Unul dintre proiecte, servicii sociale pentru fiecare vârstnic, pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate, pe principiul că vârstnicii din România au dreptul la servicii sociale în fiecare comunitate. Este un proiect important, un proiect strategic, aș spune, pentru că e un proiect care se va desfășura pe plan național și care are ca obiectiv principal adoptarea unor legi, de fapt a unui pachet terțiar, pentru a face posibilă aplicarea legii achiziției publice, partea aceea care se referă la serviciile sociale. Practic, ce urmărim să creăm împreună cu colegii noștri din întreaga țară și împreună cu autoritățile locale, să definim puțin normele de aplicare ale acestei legi, care a fost dată în 2016, dar nu are norme de aplicare, cel puțin pe partea asta de servicii sociale. Asta ce înseamnă? Înseamnă că se pot contracta servicii sociale într-un parteneriat public-privat, dar fără norme de aplicare tot se tem. Se tem de ce? Pentru că orice greșeală, orice neconcordanță cu legea, așa cum știți, poate să aducă complicații foarte neplăcute. Din acest moment există un blocaj. Proiectul e important și pleacă de la câteva realități. Am să citez aici doar un aspect, și anume că la ora actuală populația vârstnică în România înseamnă 15%, iar până în anul 2050 va ajunge la 30%. Este un trend european, nu numai în România. Deci populația este clar în îmbătrânire. Dar în acest moment nevoia de servicii pentru persoanele vârstnice se manifestă la 20% din populația vârstnică, însă este acoperită doar în procent de 0,23%. Deci 20% o diferență enormă. Adică practic nici nu există, nici putem vorbi de servicii coerente, acoperitoare pentru această categorie de vârstă. Ori, ținând cont de acest trend de îmbătrânire a populației, ele vor deveni tot mai importante, tot mai căutate, iar această discrepanță între nevoie și serviciile oferite va crește, clar, în următorii ani. Ori, atâta timp cât avem o lege care nu poate fi pusă în aplicare din cauza că nu sunt norme, trebuie să facem ceva în acest sens. Aceasta a fost ideea proiectului. E un proiect ambițios care va dura 16 luni. Are o finanțare europeană prin programul operațional Capacitatea Administrativă. Are o valoare totală de 962.000, peste 962.000 de lei. Se desfășoară pe plan național, asta vă spuneam. Practic, ce vom face în acest proiect? Vom pleca de la a studia nevoia de servicii pe plan național, repet, împreună cu colegi din întreaga țară, colegi din sectorul ONG și autorități locale. Plecând de la această nevoie, vom construi pachetul, acele norme de aplicare ale legii. Da? Vom vedea care sunt cele mai importante domenii în care bătrânii ar avea nevoie de asistență, medical, social sau de altă natură. De fapt, astea două sunt vizate. Și apoi vom puncta în normele de aplicare metodele pentru ca ele să poată fi puse în practică. Să fie puse practică nu sporadic, nu accidental, nu pe perioade scurte, după cum se găsesc finanțări externe sau sponsorizări, ci pe termen lung, tocmai prin contractarea cu autoritățile publice. În felul acesta, având un contract public-privat cu bani asigurați de la guvern, un serviciu poate continua pe termen lung și poate deservi cât mai mulți vârstnici până la, rezolvarea problemei sau asistarea lor, pentru că vorbim de o categorie
na, de partea de a treia vieții, până la asistarea lor până la încheierea vieții într-un mod decent. Vă referiți la asistență pe care aceste persoane sau de care se beneficieze la ei acasă? Vă gândiți la crearea unor centre pentru acești bătrâni? Vă gândiți la ambele posibilități? Sunt vizate mai multe servicii, de aceea și acea analiză în primă fază. Da, sunt vizate și servicii de îngrijire la domiciliu și servicii de asistență medicală la domiciliu, dar și centre de zi, unde bătrânii să facă socializare sau recuperare, precum și căminele de bătrâni. Cererea este foarte mare. Noi am abordat această problematică pentru că noi în Bacău avem o experiență de 20 de ani. Anul trecut am împlinit 20 de ani de activitate și programe pentru bătrâni au fost printre primele pe care le-am demarat pentru că era o mare cerere. În acești 20 de ani am reușit să dezvoltăm practic toată gama de servicii pentru bătrâni. Avem îngrijire la domiciliu atât în Bacău cât și în zonele rurale din estul județului Bacău. Avem centru de zi în Bacău, avem asistență medicală la domiciliu în Bacău și avem un centru rezidențial, un cămin pentru bătrâni în Buhuș. Deci toată gama este acoperită, prin urmare avem experiență, știm care sunt nevoile, știm care sunt problemele și vrem, plecând de la această experiență, să ajutăm comunitățile care nu au astfel de servicii să le inițieze, să le replice și să poată dezvolta la rândul lor o gamă cât mai completă de servicii. Dar vă loviți de lipsa acestor norme de aplicare. Exact. Ne lovim în primul rând de lipsa fondurilor. Asta e principala problemă a oricărui ONG în România, mai mic sau mai mare. Fondurile care să ne permită să derulăm programele în mod continuu, fără sincope, fără opriri, fără intervale moarte, care înseamnă practic să suspendăm serviciile care la un moment dat devin vitale pentru acești bătrâni. Vorbim de asistență medicală la domiciliu. Sunt oameni bolnavi, oameni în faze terminale, nu poți să întrerupi două săptămâni un tratament că nu mai ai bani și revii peste alte două săptămâni. Asta înseamnă efectiv deces pentru acea persoană. Deci nu este un domeniu în care să ne permitem astfel de sincope. Ca atare, sursele de finanțare sunt vitale și noi încercăm, bineînțeles, să atragem surse din absolut toate direcțiile, finanțări europene, sponsorizări de la companii românești, companii multinaționale, dar există această lege și e păcat că nu este folosită. Există bani care pot fi accesați de la guvern pentru finanțarea unor astfel de proiecte și nu pot fi folosiți din cauza lipsei acestor norme de aplicare. Noi am reușit, avem expertiză și de aici vom pleca, cu 6 comunități rurale din județul Bacău să punem în aplicare această lege. Dar cum am făcut-o? Legea existând, fiecare practic își construiește singur metodele în care o pune în practică. Am reușit să facem, lucrând îndeaproape cu primăriile locale, am reușit să facem o metodologie care a funcționat, n-au fost probleme, numai că încercând să extindem către alte comunități, ne-am izbit de această temere a autorităților locale. Fără norme nu vrem să ne băgăm, vrem un pachet clar definit și clar aprobat de la guvern, nu metode dezvoltate de comuna de lângă. Dacă la mine nu merge, dacă vine curtea de conturi, ce fac? Ei, tocmai aceste blocaje trebuie să dispară. Având normele, orice comunitate locală va putea să facă o contractare cu un ONG, furnizor local, și va putea dezvolta și derula constant, fără întreruperi, astfel de servicii în funcție de nevoile acelei comunități. În varianta optimistă, când vor fi gata aceste norme? Varianta optimistă este și varianta care ne obligă, la care ne obligă proiectul, în maxim 16 luni. Practic sunt mai multe etape, vom avea și niște mese rotunde derulate în toată țara cu colegi de sector care au foarte multă experiență în aceste servicii, cu autorități locale. Vom lucra împreună la aceste norme, deci ele nu vor reflecta doar o experiență locală, ci încercăm să adunăm cât mai multe informații de pe plan național. După care vor urma întâlniri cu reprezentanții ai Ministerului Muncii, cu parlamentari. Deja ne-am bucurat să vedem că la conferința de lansare a proiectului care a avut loc luni pe 3 octombrie, săptămâna asta, au fost prezenți parlamentari.
care și-au arătat suportul și au înțeles cât de important e să rezolvăm această problemă. Dacă vom reuși mai repede, cu atât mai bine. Dar noi zicem că maxim 16 luni o astfel de propunere va fi poate chiar și adoptată, cine știe, de Parlament. Sloganul proiectului Să visezi, să privești, să participi nu depinde de vârstă, să luptăm împreună împotriva izolării vârstnicilor din România. De unde vine această indiferență noastră față de vârstnici? Din păcate, așa cum vedem și zilele astea chiar întreagă polemică, suntem indiferenți la multe lucruri care, să spunem, nu ne afectează pe noi direct și cam ridicăm din numeri atunci când nu e problema noastră. Ce trebuie să înțeleagă oamenii este că bătrânii sunt problema noastră. Fiecare are un bătrân și noi ne confruntăm cu zeci de solicitări, sute de solicitări din partea aparținătorilor care ajung la noi în situații disperate. În sensul că în momentul când părintele, bunicul cade la pat, constată că nu are un serviciu la îndemână. Dacă îl duce la spital, nu îl ia la spital decât dacă e cazul de spitalizare. Și atunci are nevoie acolo foarte mult timp. Și oricum nu poate să stea nevoie. Și atunci are nevoie de servicii și mulți sunt disperați. Se duc către cămine de bătrâni care sunt supra-solicitate în acest moment. Deci toate căminele de bătrâni, cel puțin în Bacău, dar cred că peste tot este așa, lucrează cu la capacitate full. Și atunci nu au soluții. Vin, sună, sunt disperați și se bucură să afle că există totuși astfel de soluții. Dar asta se întâmplă în Bacău, unde suntem noi, mai sunt și alți colegi de alte organizații, probabil se întâmplă și în Iași, dar haideți să ne gândim ce se întâmplă prin satele și comunele din Iași, din Bacău, din Vaslui, de oriunde, unde nu există niciun ONG sau nu există astfel de servicii. Acei bătrâni, practic, sunt condamnați. Și noi știm asta pentru că, așa cum vă spuneam, lucrăm și în mediul rural și ne-am întâlnit de-a lungul timpului cu drame reale. Echipele noastre de îngrijire au găsit bătrâni aproape morți în casă, fără nicio exagerare. În toiul iernii nu avea cine să le facă focul. Erau căzuți în pat, la pat și nu avea cine să le dea o lingură de mâncare sau să le facă focul. Accidental, la sesizarea vecinilor, am reușit să ajungem la ei. Nu e normal să se întâmple așa. Totuși, suntem într-o țară europeană, trebuie să avem grijă de bătrânii noștri. În marile orașe, ONG-urile au învățat să atragă fonduri din sponsorizări, să facă fundraising, așa cum e tot mai bine cunoscut, să atragă voluntari. Da, sunt orașe mari, cu companii multe, cu care au potențialul de a susține prin legea sponsorizării, salariați cu salarii bune care pot face donații, sunt o grămadă de mijloace de a le susține. Dar în mediul rural e problema aceea economică. Comunitățile rurale de cele mai multe ori depind de bugetele de la Consiliul Județean. Au puține firme în comună care abia își achită și ele acolo un pic datoriile, dările la stat. Din ele nu prea pot susține mult. Și atunci, da, trebuie folosită această lege, în special spre acele comunități unde ONG-urile nu ar avea de unde să atragă surse, pentru că, să fim serioși, servicii sociale acreditate și licențiate, pentru că trebuie să facem treaba serios, deci nu așa după ureche, nu cu un voluntar care vine de două ori pe săptămână, sunt foarte frumoase și importante aceste aspecte, dar un bătrân care trebuie îngrijit nu poate fi văzut o dată de două ori pe săptămână. Un bătrân care are nevoie să-i se administreze tratamente la domiciliu trebuie să aibă un asistent medical calificat care să vină la ora stabilită să-i administreze tratamentul. Asta înseamnă un serviciu licențiat, acreditat, cu oameni plătiți. Mai există o grămadă de probleme și discuții vis-a-vis de ce ONG-urile lucrează cu oameni plătiți, pentru că oferim servicii la fel de vitale ca un serviciu din spital. Asistentul medical de la un ONG face exact aceeași treabă ca cel din spital și trebuie plătit pentru că e un profesionist, are și el familie, are și el dări la bancă și lucrează 8-10 ore la fel ca orice profesionist din spital. Adică putem să facem voluntariat, este adevărat. Este absolut dar important. Dar voluntariatul nu trebuie să fie să ocupe cea mai importantă parte din timpul nostru, pentru că exact cum spunea și dumneavoastră, și cei care lucrează într-un ONG trebuie să-și plătească facturile. Ar fi frumos, nu? Să ne permitem ca cea mai mare parte a timpului să facem voluntariat, dar să fim serioși, cine poate să facă asta? Da, putem cu toții să facem o oră, două, trei pe săptămână, în weekend, după amiază,
Dar serviciile de genul acesta care devin vitale la un moment dat se întâmplă de-a lungul zilei după un program normal și au nevoie de profesioniști care să fie acolo atunci când e nevoie de ei. Iar asta vreau să vă spun, că și în rural și într-un oraș mare costurile sunt aceleași. Dacă într-un oraș mare un ONG reușește să atragă și alte surse de finanțare, în rural nu prea are de unde. Și atunci acest pachet de aplicare a legii contractării sociale vine să ajute tocmai aceste comunități care nu au de unde să atragă alte fonduri pentru a dezvolta astfel de proiecte. Iar noi în proiect nu numai că vom lucra pe lege, dar vom ajuta chiar și ONG-uri din aceste comunități mai micuțe, împreună cu autorități locale, să se pregătească, le vom oferi sesiuni de training de, pe partea de contractare, de lobby și advocacy, pentru a învăța să lucreze împreună cu autoritățile locale, să construiască parteneriate care să ducă la proiecte făcute cum trebuie, care să deservească în cele din urmă bătrânii din acele comunități. Se spune că poți cunoaște un popor cu adevărat doar atunci când vezi cum se comportă cu bătrânii săi. Și din ce spuneți dumneavoastră mie, noi nu ne comportăm foarte bine cu bătrânii noștri, îi cam lăsăm de izbeliște. Se întâmplă asta și în mediul rural, se întâmplă asta și în mediul urban. Am văzut la dumneavoastră, la centrul de zi, la care am fost acum 2 ani, cred, cu o echipă de la TLM, persoane în vârstă extrem de fericite pentru că au ocazia să socializeze, să se întâlnească, să facă diverse jocuri. Am văzut că pictează, fac goblenuri. Care este felul în care vă privesc aceste persoane pe dumneavoastră, cei care au construit acel centru de zi și le-au oferit această posibilitate? Bătrânii din oraș au o situație mai specială față de cei din mediul rural. Pentru că cei din mediul rural au activități în gospodărie, își umple timpul, cei din orașe nu prea au, ajung să fie izolați. După ce se retrag, mai ales dacă sunt și în situația în care copiii, nepoțiile sunt plecați, rămân complet inactivi, singuri, și de aici o grămadă de probleme medicale, psihologice, în primul rând, ajung depresivi, ajung să se simtă inutili, ajung să-și dorească să moară mai repede, și știm aceste lucruri, poate avem bunici care trec prin astfel de drame, și de aici o întreagă serie de boli, întreaga sănătate și calitatea vieții scade văzând cu ochii. Atunci, astfel de centre devin esențiale, sunt ca o supapă pentru ei. Revin practic în activitate, reintră în lume și au acest avantaj că sunt cu colegi de-ai lor de generație. Nu se simt excluși, știți foarte bine, tinerii nu mai au răbdare cu bătrânii, ritmul de viață, ritmul de adaptare la nou al bătrânilor este altul față de al tinerilor, și atunci e foarte important că ei au un loc în care sunt ei cu colegi de generație, fac lucrurile care le sunt dragi, în felul în care pot și își doresc ei, și se simt foarte bine. Noi la acel centru, așa cum a zis, avem club de pictură, avem cor, avem trupă de teatru, am avut și un ziar la un moment dat, toate făcute de ei. Idei de ale lor pe care ei le puneau în practic, evident noi am asistat și financiar cu tot ce trebuia ca să se poată desfășura, apoi mergeau în mici turnee, am căutat chiar și finanțări să poată să meargă și în alte județe. Este extraordinar de important pentru ei. La unii a făcut chiar parte din procesul de recuperare după o boală. Au venit în centru pentru că avem și sală de kinetoterapie și recuperare medicală. Au început cu recuperarea medicală, după care au vrut să vină la activitățile de socializare. Au ajuns bolnavi din cauza acestei izolări, a singurătății, dar acolo s-au recuperat și s-au simțit din nou foarte importanți și au recăpătat zâmbetul, încrederea în viață. Și trebuie să spunem și acest lucru, am avut și cupluri care s-au căsătorit la noi la centru, s-au cunoscut, oameni singuri, văduvi, s-au cunoscut, s-au plăcut și s-au căsătorit. Și iată cum crește calitatea vieții, nu? Absolut, și iată cum deja începem să ne apropiem de ceea ce se întâmplă în afară, unde, așa cum știm foarte bine, bătrânii au o viață foarte activă după retrage, unii chiar mai activă decât înainte. Acolo, bine, sunt și alte aspecte financiare în joc, evident că au posibilitatea în afară să contribuie pentru niște pensii mai consistente decât la noi, dar iată și la noi lucrurile s-au schimbat în ultimul timp, pensiile au crescut, deja bătrânii își pot permite mai multe, important e să le
creiem oportunități ca să se întâlnească, să se simtă bine, să fie creativi, să-și folosească experiența aceea de viață care de multe ori să știți că este impresionantă. Trebuie să avem grijă de bătrânii noștri și trebuie să avem grijă și de copiii noștri. Și atunci, acum a venit timpul să vorbim despre un alt proiect al dumneavoastră care se referă la copiii și la tinerii din mediul rural, doar din județul Bacău. Da, activitatea noastră este strict axată pe județul Bacău. Noi suntem un ONG născut în Bacău. Într-adevăr, avem părinți, ca să spun așa, britanici, organizație Relief Arm for Romania, care au venit și au pus bazele organizației acum 20 de ani, după care ne-am desprins, să spunem, am devenit independenți și de atunci am construit servicii cam pentru toate categoriile sociale dezavantajate din Bacău. Și nu ne-am mulțumit la municipiul Bacău, ba dimpotrivă, grosul activității noastre este în zona rurală, acolo unde este nevoie. Zona rurală a județului Bacău, zona rurală de est a județului, este la granița cu județul Vaslui și fiind în ea știți foarte bine, așa cum din păcate există așa o viziune generală în țară, ce înseamnă județul Vaslui. E un pol al sărăciei, din păcate un pol al subdezvoltării, iar regiunile din județele limitrofe, adică estul județului Bacău sau sudul județului Iași sunt similare. Deci avem aceeași problematică și acolo. Și evident, copiii au nevoie și ei să fie ajutați pentru că ei sunt viitorul și cercul acesta al sărăciei, vedeți că sunt discuții de ani de zile vis-a-vis de acei asistați sociali pe care toată lumea îi hulește, dar nimeni nu se întreabă de ce sunt în continuare asistați sociali, ca și cum ar fi așa o masă de oameni care nu vor să facă nimic. Și ce am putea să facem cu toții pentru a-i scoate de acolo? Da, ca să-i scoatem de acolo, intervenția cea mai sănătoasă este să educăm copiilor, să le dăm șansa copiilor lor să fie altfel. Și credeți-ne, lucrând tot de 20 de ani și cu copiii, am constatat că schimbăm mai ușor părinții plecând de la copii. Am constatat că acești asistați sociali nu sunt niște monștri care doar își trimit copiii la cerșit, nu, sunt niște oameni care au avut ghinion să se nască în zone care au fost sărace și pe vremea lui Ceaușescu și-au continuat să fie lăsate așa în izolare și în ultimii 30 de ani, s-au născut acolo și s-au descurcat cum au putut. Nu au unde să muncească acolo, au un petec de pământ în jurul casei, fac agricultură de subsistență și cam asta este. Mulți îi judecă, să nu îi judecăm pentru că foarte mulți au ajuns să plece în străinătate pentru că nu au avut opțiuni. Dacă nu-și doreau să muncească, nu plecau nici în străinătate, să fim serioși. Dar în comunele lor chiar nu au avut unde să meargă. Ori intervenind pe partea de educație la copii, tăiem acest cer vicios. Pentru că ce se întâmplă? Dacă și copiii cresc la fel, renunță la educație, că n-au să meargă la liceu în satul lor, trebuie să meargă la Bacău sau alt oraș mai mare, nu-și permit părinții să-i trimită, evident, și atunci ce fac? Renunță la studii, după o clasă, ce pot face cu o clasă? Absolut nimic decât să reia acel cerc vicios, să muncească în jurul casei, să aștepte prestații sociale de la stat și așa mai departe. E, asta facem noi în acea zonă rurală. Avem în acest moment 6 centre educaționale și în Bacău și în zona rurală. Noi le-am numit așa frumos Clubul cu Lipici. Clubul cu Lipici pentru că au lipici la copii, pentru că sunt foarte atractive pentru copii și copiii vin cu mult drag acolo, mult peste capacitatea celor centre și suntem nevoiți să facem programul astfel încât să oferim tuturor posibilitatea să vină un pic și să facă câte ceva la Clubul cu Lipici. Luăm o scurtă pauză de publicitate și împovestiți după aia ce se întâmplă la acest Club cu Lipici. Revenim!